Mii de credincioși au mers astăzi în pelerinaj la peștera Sfântului Apostol Andrei, unde, conform tradiției, Apostolul lui Hristos s-a adăpostit în perioada în care a propovăduit creștinismul în Sciția Minor. Pelerini din întreaga țară au venit la așezământul monahal din apropierea localității constanțene Ion Corvin pentru a duce cinstire moaștelor Sfântului Apostol Andrei, dar și celor ale Sfinților Teodosie de la Balta și Matrona de la Moscova. La hramul mănăstirii Peștera Sfântului Andrei din sudul Dobrogei au fost prezenți 10 ierarhi din România, Ucraina și Bulgaria. Înainte de a săvârși Sfânta Liturghie, ierarhii s-au închinat în Peștera Sfântului Apostol Andrei, de lângă Biserica Așezământului Monahal. Avem o identitate specifică. Suntem născuți și ca neam și în calitatea noastră de urmași ai lui Hristos creștini în același timp. Pe când se plămădea neamul, căci la anul 46 înainte de Hristos, Sciția a fost cucerită de romani și se forma din daci și romani poporul român, iată Sfântul Apostol Andrei aduce sufletul acestui popor credința noastră creștină autentică. De aceea venim aici și atrage pe creștini ca un magnet Sfântul Apostol Andrei, aici la peștera sa, în ziua prăznuirii sale, pentru că a rămas aici Duhul Sfântului Apostol Andrei și purtarea sa de grijă ca părinte spiritual al neamului nostru. De aceea, iată, în peștera aceasta, de-a lungul anilor, s-au produs multe tămăduiri. Cine a așezut în priveghere în peșteră fiind cuprins de boală, s-a vindecat și avem atâtea mărturii, atâtea bucurii a adus Sfântul Apostol Andrei urmașilor săi care au păstrat lumina credinței pe care el a adus-o aici, căci precum oarecând din mormântul Domnului care era o peșteră, cum spune Sfânta Evanghelie, a răsărit lumină, că Hristos s-a îmbrăcat cu lumina ieșind din mormânt și din această peșteră a răsărit lumină, pentru că lumina Sfântului Apostol Andrei s-a răspândit în toate părțile ținutului românesc. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și ierarhii prezenți la hram au săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă Biserica Mare a Mănăstirii. Credincioșii veniți din toată țara s-au putut închina la moaștele Sfinților Teodosie de la Balta și Matrona din Moscova, aduse din Ucraina, la moaștele Sfinților Epictet, Astion și Pantelimon, precum și la un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Un grup de tineri din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Maramureș, îmbrăcați în costume naționale, au colindat la finalul Sfintei Liturghii.